Berta. Nu, să nu ne fac bani de la Berta. Nu. A făcut afacerea. Cum curăția a intrat biserica aia? Lasă jos! Domnul președinte al Consiliului Județean se află în incintă. Personalitățile de la cultură se află în incintă. Poftiți în față musafirii. Deci, Consiliul Județean, reprezentanți. Am înțeles că este și domnul președinte și nu l-am văzut. Cei de la cultură, de la muzeu și așa mai departe. Toți străinii îi rog să poftească în față aici. Avem loc rezervat special pentru această categorie de participanți. Mulțumesc! Măicuțelor, avem o icoană aici pe care vă rog să o botezați. Cu rugăciune de dumneavoastră pentru domnul Fabian Bolcoviu. Peste ceilalți. Domnul primar, vă rog să poftiți aici. Și pururea și în veci, în vecilor. Aliluia, aliluia.
Ne-ntoarcem,
Că a dormit un robul tău, odihnește-l, trecându-i lui toate greșelile. Lasă-ne pe noi care împredize slujinție și ne scoate din focul cel de vechi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup și mântuirea tuturor. Că neamul omenesc află mântuirea prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh,
departe ceea ce ai făcut și ai zidit cu mâna dintr-un cetul de om, iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și la același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai făcut și mi-ai zis. Pământ ești și pământ vei merge, unde tot pământenii mergem, făcând întâiere de îngropare, cântare. Aleluia, aleluia, aleluia! Cu Sfinților iubește Hristos și sufletul adormitului noi, odihnește-l.
cerească, unde este nălucirea celor trecătoare, unde este aurul și argintul, unde este mulțimea slugilor și strigarea. Toate sunt sărână, toate celulă, toate umbră, ci veniți să strigăm împăratului celui fără de moarte, Doamne, veșnicilor tale bunătăți, învrednicește pe rugul tău mutat de la noi, odihnindu-l într-o fericirea cea neîmbătrânitoare. Adus-mi aminte de procul ce strigă, eu sunt pământ și cenușă, și iarăși m-am uitat în morminte, și-am văzut oase goale și am zis, oare cine este împăratul sau ostașul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul? Și odihnește, Doamne, cu drepții pe robul tău. Început și de mine a fost mie hotărârea ta, de la mă zidim, că-și voim să mă faci ființă vie din firea cea nevăzută și din cea văzută. Ai plăsmuit trupul meu de plin pământ și mi-ai dat suflet plin insuflarea ta cea dumnezeiască și păcătoare de viață. Pentru aceasta, Hristoase, odinește pe robul tău în latura celor vii și în lăcașul dreptilor. În chipul și după asemănarea ta l-ai plăzguit din început pe om și l-ai pus în rai să stăpânească peste toate făpturile tale. Dar din prisma diavolului fiind amăgit, s-a făcut părtaș mâncării călcător poruncilor tale făcându-se. Pentru aceasta l-ai răsândit să se întoarcă iarăși în pământul din care le-a fost luat, Doamne, și să-și are odihnă. Mânci mă tânguiesc când gândesc la moarte, și văd în morminte frumusețea noastră, cea zidită după chipul lui Dumnezeu zăgând, grozavă, fără mărire și fără chip. O minune, ce taină este aceasta, ce s-a făcut cu noi, cum ne-am dat stricăciunii, cum ne-am înjugat cu moartea, cu adevărat, precum este scris, după porunca lui Dumnezeu, care dă adormitului odihnă. Într-împărăția ta, când vei veni, pomenește-ne și pe noi, pe toți, Doamne, când vei veni într-o împărăție. Și în setate
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa a dat și Fiului să aibă viață în sine și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar în judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției tale. Dar el, călcând cuvântul porucii tale și nepăzind chipul tău de care l-a vărnicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai porucit amestecului și preunării acestei negreite legătura ta, prin vrerea ta cea dumnezeiască, să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cei care a fost alcătuit. Ție, pentru aceasta ne rugăm ție, Părintelui Celui Fără de Început, și unea răspunchiului tău și prea Sfântului și Bunului, și cel de-o ființă și de viață, Făcătorului tău Duh, să nu îngădui ca pătura ta să fie înghițită de pieire, ci trupul desfacă din cei care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în cea de-a dreptii. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată. Și de a cât robul Tău acesta traia sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul Său, de a supărat-te cu un preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea puisane de la arhiereu și din nepăsare, sau din lenevie nu a dobrit iertare. Iartă-l pe acesta. Dumnezeu să-l ierte. Noi smeriți și slujitorii tăi și trupul lui îl dezleagă în centru care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, care a dat sfinților tăi, ucenici și apostoli, această putere ca să dea iertare de păcate zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate. Și printr-un și nouă, măcar că suntem nevredi din mire de oameni, ne-ai dărit această putere, dezleagă pe adormit robul tău Traian, de păcatul pietesc și trupesc, să fie iertat și în veacul de acum și cel ce va să fie, pentru rugăciunile prea curate și curea Fecioarei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Răpune multe îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi Ucenici și Apostoli cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea treia zi cu Harul Tău, le-ai dărit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte drici pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte drici pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin desfătura iubire de oameni ai vecici pe noi smeriți și nevecii robii tăi să fim moștenitori ai aceleași prea sfânt dar și har ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ce se întâmplă poporul tău. Însuți prea bun împărate, prin noi smeriți și nevecii robii tăi, iată pe adormitul robul tău, Traian, Dumnezeu, să-l iertem. Orice în această viață și iată lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul,
dezlegându-l de legătura pusă în orice clipă asupra lui, care însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau de la tereu sau de altcineva a suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac a văzut ție, iar trupul să se dea clinice divinită de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege, dar mai ales să dezlege păcatele oamenilor. Și de la dânsii, asemenea și noi preoții, am primit putere să facem aceasta, să te ierte, fiule duhovnicesc Traian, de tot ce ai greșit în această viață ca un bărbat, cu voie sau fără de voie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Iubirea și viața și odihna adormitului robului tău Traian Hristoase Dumnezeul nostru, în slavă și închinăciune înălțăm împreună și Părintelui Totului fără de început, preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din rațiuni de sănătate și emoționale, vă rog să-mi permiteți să dau citire cuvântării mele, pregătită special pentru ziua de astăzi. Dacă aș putea, o Doamne, la viață să te întorc, la tine de pe față durerea să o șterg, aici, iar acasă și iar la noi în sat, să pot să-ți dau iubirea pe care tu mi-ai dat. Căci cei ce le-ai dat viață și ai crescut cu drag, își plâng acum tăticul ce pleacă în veci din sat. Preacucernice Părinte Protopop, delegat al preasfințitului nostru Sebastian, iubiți colegi, onorată asistență și îndurerată familie, omului este dat să treacă prin două morminte. Unul este chiar pântecele Maicii sale, celălalt, din păcate, trece prin țărâna cimitirului, într-un mormânt din piatră, de prin secolul al XVII-lea, nu se știe cum, a apucat o ghindă, din care, după ce a putrezit sau s-a dezintegrat, a răsărit spărgând mormântul un stejar falnic. De acolo, de unde nici cel mai performant microscop din lume nu poate vedea cum stă ascuns viitorul stejar cu rădăcinile, trunchiul, crengile, ramurile, frunzele, florile și chiar fructele viitoare, viața a spart de-a dreptul mormântul. Dovadă că viața e mai tare decât moartea. Tot așa credem și noi, creștini, că se petrece și cu omul, căruia, după moarte, trupul se descompune în elementele chimice ce îl compun și care, după socotelile unui savant american, n-ar valora nici măcar 2 dolari. Iar sufletul renaște sau înviază într-o altă lume, într-alte dimensiuni ale timpului și spațiului. Pentru noi toți, Domnul Traian
zorzoim. Numărul mare, dar și selectiv, al dumneavoastră celor prezenți, vorbește despre măreția acestui om. Și eu nutrez alături de dumneavoastră sentimentul că astăzi îl conducem pe ultimul său drum, pe unul dintre cei mai mari oameni de cultură pe care i-a avut în istoria sa Drăgăneștiul de Olt și chiar județul Olt, și din modestie mă opresc deocamdată pe aici. S-a născut în satul Stoicănești în urmă cu 78 de ani și un pic, din părinți români creștini ortodoxi, într-o casă plină de nevoi, de necazuri, de lipsuri, de tot felul, neajunsuri și așa mai departe. În ciuda acestui fapt, datorită sârguinței și chemării sale, a reușit și a absolvit ierarhic toate școlile vremurilor sale, primară, gimnazială, liceul, toate încununate de absolvirea Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității Timișoara cu titlul de licențiat. În plină tinerețe se reîntoarce pe meleagurile natale, așezându-se definitiv în orășelul nostru, unde, alături de soția sa Stana, din păcate dusă prea devreme dintre noi, își încropesc o frumoasă și aleasă gospodărie, dând naștere celor trei copii, o fată și doi băieți gemeni. În rezumat, activitatea sa se desfășoară pe mai multe paliere. În primul rând, ocupă funcția de dascăl sau profesor de desen și arte frumoase în cadrul Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Drăgănești-Olt. Profesie în care se afirmă repede datorită priceperii și abnegației sale. Cucerește repede inimile discipolilor sau elevilor săi, pe care îi educă, îi crește și îi formează și care îi îndrăgesc îndelemnicirile. Dovadă că mulți dintre foștii săi ucenici sunt astăzi profesori, pictori, sculptori, gravori, chiar muzeografi. Prezența cadrelor didactice acum și aici dovedește cât de bun și minunat coleg a putut să le fie. Domnul Traian Zorzoliu a fost și un mare artist, pictor, sculptor, gravor și așa mai departe. Dovadă stau tot atâtea tablouri, sculpturi, gravuri răspândite dincolo de granițele naționale, cum menționa și antevorbitorul meu în curtea casei. Expozițiile sale l-au făcut de-a dreptul celebru în toată lumea. De aceea, deseori, în luările mele de cuvânt, am susținut și eu mereu că noi, cei din Drăgăneștiul, nu putem ieși din anonimat decât prin cultură, întrucât platforma industrială a orașului a fost pur și simplu decimată după Revoluție. Dovadă spuselor mele stă, iată, chiar domnul Traian Zorzoliu, care a reușit acest lucru. În mod deosebit, doresc să remarc preocuparea sa pentru iconografia creștină în cadrul bisericii în care tocmai îl prohodim astăzi. A funcționat ani de zile un grup de copii sub conducerea sa personală și care au fost inițiați în pictura pe sticlă, o artă laborioasă, dar revistele noastre de specialitate, Vestitorul Ortodoxiei, Chemarea Credinței și celelalte, stau și astăzi mărturie
premiilor fruntașe primite de acești copii, astăzi mulți dintre ei ar fi consacrați. A fost și un bun scriitor, unul chiar meticulos, între cărțile sale scrise cu foarte mare migală și cu ochi de istorie. Noi preoții suntem profund îndatorați pentru tot atâtea monografii ale bisericilor pe care le păstorim în zona Drăgănești-Olt. Simpozioanele organizate, cum sunt creștinismul timpuriu pe Oltul Inferior, preoți români eroi din zona Drăgănești-Olt și altele, vor sta mărturie posterității de munca în echipă cu acest minunat om. Da, toate strădaniile sale au fost concentrate în opera sa de suflet, Muzeul Câmpia Boianului din Drăgănești-Olt, corolarul sau încununarea vieții sale, pe care l-a preluat, l-a dezvoltat, l-a dotat, l-a organizat, l-a supravegheat, l-a coordonat și l-a condus ca director până în ultima clipă a vieții sale. Propun, permiteți în public, ca muzeul să-i poarte totuși cândva numele. Aici a ațipit de obosit, aici s-a trezit și tot aici mânca de-i mai rămânea cumva ceva timp. S-a jertfit pentru această împlinire a vieții sale. Amenajarea casei memoriale a lui Nicolae Titulescu, a multor muzee eparhiale și mănăstirești și altele, dar mai ales reconstruirea cetății dacice din Drăgănești-Olt. Altfel, un proiect ambițios i-a adus respect din partea celor din Breazla sa, dar mai ales interesul străinilor din Occident pentru opera sa și care ne determină să nu putem fi modești, spunând că profesionistul Traian Dorzoliu are deja o notorietate transfrontalieră. Personal, l-am numit încă din timpul vieții sale un neobosit căutător. Totdeauna alerga, căuta, era mereu pe drum. Zestra căutărilor sale rămâne posterității mărturie și a trecerii sale prin această parte de lume. Aici unde și-a cheltuit inclusiv banii săi personali, cei ce l-ați ajutat în demersurile sale, financiar sau material, și am în vedere în primul rând Consiliul Județean, vă rog să-i amintiți domnului președinte Paul Stănescu, fiți cu toți încredințați că binefacerea și înțelegerea dumneavoastră vă așteaptă ca răsplată de la cer, știind că cine dă, lui își dă. Pentru toate aceste lucruri, îl putem considera pe domnul Traian Dorzoliu ca pe un adevărat promotor al culturii și propovăduitor creștin. Drept urmare, a ocupat două demnități ecleziastice. Consilier la parohia noastră, al cărui enoriaș a fost, și membru în adunarea eparhială a Slatinei și Romanaților, și de la a cărei ședință programată chiar astăzi, tocmai a licit motivat. Trei lucruri găsesc eu personal de cuviință că vor rămâne înscrise a Evea pe mormântul ce va închide de acum ce a mai rămas din ființa lui de lut. În primul rând, să nu-l dăm uitări și prin rugăciunile noastre să pomenim și numele său. Apoi, să ne trăim viața în cinstea și respectul cu care ne-a omenit însuși pe fiecare dintre noi. N-ai fi putut trece pe lângă dumnealui oricât de grăbit era și să nu-ți dea binețe. Ușa casei sa n-a fost niciodată închisă pentru cei ce au dorit să-i treacă prea pragul. Să-l avem ca model sau exemplu de abnegație, de dăruire, de altruism, de generozitate. Totdeauna inspirat cu inițiativă,
întreprinzător, un bun orator, dar mai ales un deosebit de modest. Ce păcat că presa l-a mediatizat mai mult pe Berșa Mondială. E bine să se știe că aici avem și valori. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că dacă am rămas datori domnului Zorzoliu cu ceva, putem să ne revanșăm prin cei care, începând de astăzi, rămân demnii săi urmași. Îndurerați urmași, acela care v-a fost tată bun și iubitor, bunic desăvârșit, este pentru ultima dată în fața voastră gata de călătoria lui cea mare. Acela care v-a crescut, v-a mângâiat și legănat, care a vegheat la căpătuiul vostru să vă facă mari cum ați ajuns, vă lasă astăzi zestrea pe care un tată ca al vostru o poate lăsa numai copiilor săi. Vă lasă un nume și un renume. Un nume cu tot fondul lui genetic care să vă ajute pe mai departe și o faimă pe care să o purtați în lume. Nu uitați că el va trăi de acum încolo prin voi, prin tot ce veți întreprinde cu numele său. Și lumea va vedea de-i dezgălca pe urme. Străduiți-vă, copii, să nu vă simțiți vreodată rușinați de acest lucru și fiți totdeauna mândri de tatăl și bunicul vostru. Oameni buni, este omenește ca prin marea trecere, cum spunea Blaga, prin această lume, să mai greșim unii față de alții. Dar este dumnezeiește să știm să ne și iertăm. Dacă vreodată am greșit vreunul dintre noi față de domnul Traian Zorzoliu, să nu rugăm ca din lumea sa, de unde de acum veghează la întristarea noastră a tuturor celor ce l-am cunoscut și l-am stimat, să ne ierte. Iar dacă dânsul a greșit vreodată față de vreunul dintre noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ierte. Să nu uităm niciodată că vom muri cu toții și vom muri pe rând, dar nu se știe unde și nu se știe când. Adio, bunul meu prieten! Ce mult îmi vei lipsi! Drum bun prin lumea celor drepți și sfinți ai lui Dumnezeu! Mulțumesc pentru toate clipele frumoase ce le-am petrecut împreună. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Un proverb spune că spune cu cine te împrietenești ca să spun eu cine ești. Iertați-mă că astăzi sunt trist și bolnav, dar am pierdut un bun prieten de care nu mă voi rușina niciodată. Mulțumesc de înțelegere. În continuare are cuvântul Părintele Protopop de Caracal, delegat al Preasfințitului nostru Sebastian de la Sarnia. Părinte, dacă mi-a dat un minut, vă rog, după ce vorbesc, da. După ce vorbesc, Părintele Protopop, iertați-mă. Niciu frumos, iertați-mă. Prea cu cernici, părinți, prea cu deoase mai, de la Sfânta Mănăstire Brâncoveni, domnule primar, distinși, invitați, colegi ai domnului Zorzoliu și iubiți credincioși. Cu durere în suflet, cu lacrimi în ochi, suntem adunați astăzi în Sfânta Biserică pentru a înălța o sfântă rugăciune. Iată, iubiți credincioși, astăzi ne despărțim de El trupește, pentru că noi creștinii avem speranța și știm din învățătura noastră creștină ortodoxă că despărțirea aceasta nu este eternă, ci este vremelnică, până ce atunci și noi vom ajunge acolo sus, în împărăția lui Dumnezeu, iar sufletele noastre se vor întoarce, se vor întâlni, scuzați-mă. Dacă răsfoim paginile Bibliei, fraților,
Găsim acolo cuvântul lui Dumnezeu. Din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Iată, iubiți credincioși, nu suntem nimic altceva decât o bucățică de lut însuflețită prin dragostea și prin darul lui Dumnezeu. Suntem o bucățică din lutul acesta avar și lacom pe care îl călcăm în picioare la fiecare pas. Suntem o bucățică din pământul acesta românesc pentru care moșii și strămoșii noștri au luptat și și-au vărsat sângele, l-au stropit cu sângele lor. Psalmistul David spune la un moment dat, spune așa: din țărână Tu pe oameni, Doamne, îi zidești cu a Ta mână și de veacuri fără număr îi întorci iar în țărână și le spui cu înțelepciune fiii oamenilor: voi ați venit prin a mea vrere, mergeți înapoi. Iată, iubiți credincioși, venim în lumea asta nu pentru că vrem noi, nu pentru că vor părinții noștri. Venim în lume pentru că vrea bunul Dumnezeu. Se spune că niciun suflet nu se naște în această lume fără o menire, fără o misiune. Și iarăși nu pleacă din lumea asta până nu își împlinește misiunea pentru care a fost trimis. Problema este, fraților, cum împlinim această misiune? Cât timp ne trebuie pentru această misiune? Reușim noi, într-adevăr, să ne facem datoria pentru care am fost trimiși în lumea asta? Sau nu reușim? Ne aducem aminte că în Biblie spune că un împărat mare, un om mare, a hotărât să plece undeva departe, iar averea lui a socotit el să o încredințeze câtorva slujitori de-ai lui. Unuia, spune, i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 3, altuia i-a dat 1 și a plecat mai departe. Iar peste ani de zile, când s-a întors, i-a chemat la el și i-a luat la întrebări: ce ați făcut cu ce v-am încredințat vouă? Cel care primise 5 talanți a venit bucuros și cu fruntea sus și spune: iată, mi-ai încredințat 5 talanți, eu i-am pus la muncă și din 5 am făcut 10. I-am înmulțit. Talanții pe care tu mi-ai dat, eu i-am înmulțit. Altul, celălalt, spune: mi-ai dat 2 talanți sau 3, iată, i-am înmulțit și eu atât cât am putut. Și stăpânul s-a arătat foarte mulțumit și de primul și de al doilea. Dar vine și cel de al treilea, cu durere și cu reținere în suflet, dar cu teamă în același timp. Și a spus: ce ai făcut cu ei? Și spune: mi-ai dat un talent, dar mi-a fost teamă să nu-l pierd. Și atunci am socotit că e mai înțelept să-l îngrop, iar acum când ai venit, iată, l-am dezgropat și îți dau ce este al tău. Și ne spune Cartea Sfântă, fraților, că s-a supărat stăpânul pe el și a spus: eu ți l-am dat să-l lucrezi cu el, să-l pui la treabă, să-l înmulțești, nu doar să-l îngropi. De ce vă spun toate astea? Pentru că, iată, domnul Traian Zorzoliul este unul dintre cei care a primit 5 talanți și dânsul a lucrat cu ei și i-a înmulțit. Nu are rost să iau acum ceea ce a spus părintele Lală, toată viața și activitatea domniei sale a domnului Zorzoliu, pentru că o știm cu toții. Dar cu adevărat și-a înmulțit talentul pe care bunul Dumnezeu i l-a dat. A fost omul care a scurmat în vatra sufletului fiecăruia dintre noi. A scurmat în cenușa sufletului nostru și a căutat să găsească, fraților, acolo în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi, să găsească un bob de tăciune aprins. Iar acolo unde l-a simțit că este,
a suflat în el cu dragoste părintească și a încercat să-l atâțe și a pus pe oamenii aceștia, i-a pus la treabă. Personal, am un respect deosebit, pentru că am avut acest dar de la Dumnezeu să întâlnesc acest om. Eu îl consider o binecuvântare de la Dumnezeu să întâlnesc acest om. Pentru că la început a stat cu gura pe mine: părinte, pune mâna și scrie ceva, nu sta degeaba, pune mâna și scrie acolo istoria bisericii lumea tale, scrie ceva ce ai acolo. Mi s-a părut greu la început. Și mărturisesc și în fața dumneavoastră și în fața oamenilor, că la, și a dumneavoastră și a lui Dumnezeu, că n-am avut încredere la început. Dar până la urmă am zis, poate are dreptate. Și am pus mâna și am strâns și am scormonit și eu prin arhive și pe unde, și am reușit să scot monografia bisericii mele. Datorită dânsului, autorul moral dânsul a fost, nu eu. Eu doar am scris, am pus pe hârtie acolo ceea ce am crezut eu, dar dânsul a fost coordonatorul care mi-a călăuzit pașii. Și a zis, nu-i destul, pune mâna și mai fă ceva. Și a mai ieșit și a doua carte cu preoții militari, istoria și preoții militari din județele Olt și Romanați, tot datorită dânsului. Și iată de ce, fraților, și mai sunt și altele în lucru. Și spunea, părinte, nu sta niciodată degeaba. Și i-am dat dreptate. De ce toate astea, fraților? Pentru că la urma urmei, cu ce plecăm din lumea asta? Cu ce plecăm din lumea asta, fraților? Nu luăm nimic cu noi. Doar amintirile rămân. Fapte, un suflet mare, un suflet greu de egalizat. Ne rugăm la Dumnezeu să dea, să se ridice din acest, din câmpia Boianului măcar, dacă nu din oraș, măcar cineva care să ajungă la nivelul dânsului și, dacă se poate, chiar mai sus. Să pună atâta suflet cât a pus acest om pentru comunitatea toată. Familia Cristi, Gabi, Michi și toți ceilalți, copiii, nepoții, ați pierdut astăzi pe tatăl vostru, dar nu l-ați pierdut definitiv, fraților. Să ne aducem aminte cuvintele Mântuitorului înainte de a se tot sufletul și să faceți ceea ce considerați că el va fi recomandat. Să nu uitați că de astăzi, acolo sus, este cineva care vă iubește. Iar când vă va fi greu în viață, să priviți sus și să știți că acolo este Dumnezeu, iar alături, undeva acolo, în raiul celor drepți, cum spune cartea, este tatăl vostru, care de acolo vă binecuvintează. Este mama voastră, care de acolo vă poartă în continuare de grijă. Familia, copiii, nurorile, nepoții, cu toții sunteți în dragostea și în gândurile și în sufletul lui acolo sus. Vreau să aduc și vă rog să primiți, prin calitatea care o am, să aduc binecuvântarea preasfințitului părintelui nostru Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, să vă aduc binecuvântarea preasfinției sale, dar și dragostea pentru familia voastră și pentru întreaga familie a drăgăneștenilor. Să vă îmbărbătez și să vă asigur că preasfinția sa, în rugăciunile pe care le face la fiecare sfântă liturghie, în rugăciunile de seară, în rugăciunile de peste zi, își va aduce aminte și se va ruga și de bunul și inegalabilul nostru profesor și director Traian Zorzoliu. A spus părintele că a făcut parte din Consiliul Parohial și, într-adevăr, și din adunarea eparhială. Personal, în anii trecuți, în fiecare an dădeam eu prin Drăgănești, îl luam pe domnul Zorzoliu și mergeam împreună la adunarea eparhială. Iată cum lucrează Dumnezeu, fraților. Astăzi era ședința adunării eparhiale, de aceea preasfinția asta n-a putut veni și m-a delegat pe mine să vă aduc cuvântul de îmbărbătare și de binecuvântarea preasfinției sale. Astăzi trebuia ca eu dimineață să trec prin Drăgănești, să-l iau pe domnul profesor și să mergem împreună la adunare, la Slatina. Dar iată că lucrurile s-au întors un pic pe dos, pentru că eu am venit în Drăgănești, am venit astăzi să-l iau,
dar nu neapărat să-l mai duc la adunarea eparhială, ci să-l duc la adunarea familiei, acolo alături de soția sa, pentru că adunarea cea mare acolo este. Iată, rânduie Dumnezeu, nouă muritorilor de rând ni se pare că viața e o întâmplare, nouă ni se pare că totul decurge așa întâmplător. Nu, frații mei, nu iubiți credincioși, totul este o rânduit de la bunul Dumnezeu, așa încât viața noastră, dacă vrem să trăim alături de Dumnezeu, să fie frumoasă și să fie după placul și după buna rânduială a lui Dumnezeu. Dacă noi nu vrem să trăim după rânduiala lui Dumnezeu, este alegerea noastră. Dar pentru ceea ce facem, vom plăti, vom da seama. Haideți să încheiem acum și eu personal închei cuvântul meu, păstrând o amintire și un respect deosebit domnului director Traian Zorzoliu, o amintire frumoasă și o recunoștință de suflet, pentru că eu, dacă am realizat și eu acolo un mic segment, ca de altfel mulți, datorită dânsului am realizat. Îmbărbătăm familia și pe toți cei dragi. Și cum vă spuneam, nu uitați că acolo sus este cineva care vă iubește. Dumnezeu să-l odihnească, să-i așeze sufletul, așa cum spune Scriptura, în lăcașurile dreptilor, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumim părintelui Protopop. Dăm cuvântul domnului profesor Safta Constantin. Vreau să vă anunț că mâine, în ședința de Consiliu, primul punct pe ordinea de zi este atribuirea numelui Traian Zorzoliu Muzeului Sfântiei Boianului din Drăgănești, Olt. Am fost coleg de bancă cu colegul Zorzoliu la Liceul Ionița Sancara. Acum 25 de ani participam la centenarul Liceului Ionița Sancara, invitați de către directorul Petrescu. Astă toamnă am participat tot la Liceul Ionița Sam, în calitate de absolvenț al acestui liceu, la sărbătorirea 125 de ani de la sărbătorirea liceului. Și glumeam, spuneam, peste 25 de ani vom participa la sărbătorirea 150 de ani. Despre activitatea, despre opera profesorului Zorzoliu, ne-ar trebui zile și săptămâni ca să vorbim. V-aș invita să vizitați și cu copiii și cu cei străini prieteni ca să vedeți dumneavoastră la Muzeul Câmpie Boianului ce lasă Traian Zorzoliu. Asemenea oameni n-ar trebui să moară niciodată. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Din partea familiei, un cuvânt de la fiul său Cristi. Onorată prezență, e foarte greu să vorbesc în cuvintele acestea. Dragi părinți, păstori, stimate primari și oficialități din județ, pentru familia noastră e o pierdere foarte mare, dar și o obligație care ne revine după dispariția tatălui, pentru că, așa cum s-a spus, este un nume care își are o cruce de dus și de terminat atâtea lucruri pe care dânsul și le-a dorit să le termine. În ultimele clipe a murit cu lacrimile în ochi, spunând că tot ce a făcut, a făcut pentru oameni și din dragoste pentru oameni. Și lacrima este durerea, pentru că nu a mai avut zile să mai termine ceea ce își propusese, atâtea și atâtea lucruri. Cred că dacă 1000 de ani Dumnezeu i-a fi dăruit, el construia, colecționa, picta, crea. Pentru că halul acesta al creației i l-a hărăzit Dumnezeu și pe noi ne face mândri de acest lucru, ca și de altfel pe dumneavoastră care, prin osteneala de care ați dat dovadă să fiți prezenți în casa Domnului pe ultimul drum al Tatălui, dovedește că i-ați fost și în timpul vieții și pe mai departe, în amintire,
cei mai buni prieteni. Noi o să vă rugăm, poate la încheierea ceremoniilor religioase, să participați și la pomenirea creștinească a locurilor noastre la pomană. Și țin să mulțumesc și colegilor mei de serviciu, prietenilor care au fost alături și de mine personal ca fiu al tatălui Traian Solsoliu. Și nu am decât o singură încheiere pentru dumneata tată. Iartă-ne și Dumnezeu să te odihnească alături de mama. O familia să primească cele mai sincere și alese condoleanțe din partea tuturor participanților și mulțumim pentru invitație. Dumnezeu să-l ierte. Veniți, fraților, la groapă, să dea mortului sărutarea cea mai de pe urmă. Veniți, arde, și de trupul cel mult părinitor, unde tu stai cu mâldele și prietenii, căci iată ne despărțim. Să ne rugăm de dar Domnul să-i facă o dignă. Ce despărție este o fraților, ce trebuire, ce trucere, ce de acum. Deci veniți să săvățăm pe cel ce puțin mai înainte a fost cu noi. Că se dă gropii cu pământ, se acoperă, în întuneric se sărășuiește, cu morții se îngroapă. Toate rudele și prietenii, acum când ne despărțim, să ne rugăm Domnului să-i facă o dignă în veci. Acum toată mărirea cea înșelătoare a deșertăciunii vieții se desface. Pentru că sufletul a părăsit lăcașul său. Trupul s-a spart, trupul s-a spart, a făcut legătură de glas și de subire. Pe care, petrecându-l la groapă, să ne rugăm Domnului să-i facă o dignă în veci. Deci, în viața noastră, cu adevărat, floare și apă și rău de dimineață. Veniți să vedem lăurind în orice, unde este frumusețea Duhului, unde sunt tinerețile, toate au fost, urmați așa din ea. Toate s-au meșteșit, veniți să cădem la Hristosul astfel. Mare plâng și tânguie, mare nevoie este despărțirea sufletului de trup. Atunci apare iadul și pierzarea pentru viața cea trecătoare, care este umbră fără ființă, vise înțelăciune, care se arată ca o rănucă tina vieții de pământ. Să fugim departe de tot păcatul ca să moștenim cerii cerești. Văzând pe vor să cânt, toți regândim la ceasul din urmă, căci omul trece ca fumul pe pământ, ca floarea înflorit, ca iarba s-a tăiat, cu pânză se înfășoară, cu pământ se acoperă, pe acesta, lăsându-l acoperindu-i Hristos, să ne rugăm să-i dea o dignă în veci. Veniți urmași lui Adam, să vedem pus în pământ pe cel după chipul nostru, dezbrăcat de toată frumusețea, topit în mormânt, de întuneric strică, pe care, lăsându-l acoperindu-i Hristos, să ne rugăm Domnului să-i facă o dignă în veci. Când sufletul este răpit cu putere din trup de îngerii înfricoșători, el uită de toate rudele și de toți cunoscuți, ci poartă grija de cele viitoare, de judecățile ce vor fi asupra deșertăciunii și trupului nostru. Veniți să cerem Domnului să iertului cele ce a greșit. Veniți, fraților, la groapă, să vedem țărâna și praful din care am fost iubit. Unde mergem acum și ce ne-am făcut? Cine este săracul sau păcatul, împăratul sau ostașul? Oare nu sunt toți sărăți? Toată floarea tinerea păcătii și toată floarea tinereții până la veșterea din comoară. Cu adevărat, toate dulcețele și măririle vieții sunt deșertăciune și stricăciune. Pentru că toți vom pieri, toți vom muri, împărații și mai mari, și
judecătorii și căpetenile, bogații și săracii, și toată firea omenească. Că cei ce oarecând erau viați, acum sunt așezați în morminte, pentru care ne rugăm Domnului să le facă odihnă. Mântuiește pe cei ce rătăștuiesc în cu tine, Maica Soarelui Celui Neapus, născătoare de Dumnezeu, și vă milostiv pe prea bun Dumnezeu, rugăciunile tale, rugându-ne, să dea odihnă celui ce a răposat atunci.